Au trecut cam vreo 2 ani de când împreună cu soția am zis, măi, hai să mergem și noi în concediu la mare la Bulgari. Mai ales că copiii au nevoie, ne gândeam noi, hai să ne interesăm și să mergem la Bulgari, ziceam. Hai să ne interesăm de o agenție, am tot căutat. O vecină ne-a ajutat să găsim una, spunea, noi am mers mulți ani la rând cu agenția asta, este foarte bună, plus că au ofertele cele mai bune pe Bulgaria și până la urmă, ca să nu vă obosesc cu prea multe detalii, am zis, hai să mergem. Am plătit avansul, tot ceea ce trebuia pentru concediu, ne-am făcut asigurările și a venit concediul. Vineri era ultima zi de serviciu, sâmbătă trebuia să plecăm la mare. Am zis, hai să ne verificăm mail-urile. Și primim mail de la agenție. Nu mai puteți pleca în concediu. Au apărut unele probleme cu resortul unde vrea să mergeți, cu hotelul acela și ne-au dat o grămadă de explicații. Până la urmă ne-am dat seama o grămadă de minciuni și am fost înșelați. Ne-am simțit atât de ciudat, un sentiment pe care greu pot să-l descriu. Ne-au mințit pe față, am fost înșelați. Dar aș vrea să vă spun ceva. Ioan zice că este o înșelare mult mai marcantă, mult mai dureroasă, cu consecințe devastatoare. Și asta e propria înșelare, adică zice, când te înșeli pe tine însuți. Versetul 8 de la care plec în seara aceasta spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Expresia asta, ne înșelăm singuri, mi-a atras atenția, este o expresie tulburătoare. M-am uitat prin Scriptură, găsim câteva îndemnuri legate de acest adevăr. Vom găsi în câteva rânduri, nu vă înșelați. Cu alte cuvinte, Biblia ne atrage atenția că putem să ne înșelăm singuri. Adică este dureros să fii înșelat. Nu știu, probabil a simțit durerea aceasta la un moment dat în viață. Domnul Iisus Hristos ne avertizează, citim asta în Evanghelie, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Sunt înșelători astăzi, din cele mai mici domenii până la cele mai mari, de la vânzări de produse până la adevăruri ale Scripturii, eu știu, distorsionate și prezentate. Sunt înșelători. Este dureros să fii înșelat de Satan. Adică avem o amărăciune teribilă în suflet când ne dăm seama mai apoi că am fost înșelați de către cel rău. Și este prezentat el în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, ca fiind cel care înșeală întreaga lume. Cu orice mijloace va încerca să facă asta. Matei, capitolul 13, versetul 22, ne vorbește despre înșelăciunea bogățiilor. Evrei, capitolul 3, versetul 13, vorbește de înșelăciunea păcatului, dar poate cea mai dureroasă, cu consecințe devastatoare, este înșelarea proprie, când tu te înșeli pe tine însuți. Ioan este foarte atent, Ioan este direct, Ioan încearcă să ne ajute, nu cumva să ne lase în confuzie. Ioan este transparent, ori este întuneric, ori este lumină, ori este copilul lui Dumnezeu, ori al celui rău. Nu este zonă gri pentru el. Și mă gândeam, mi-a atras atenția, dacă o să vă uitați de la versetul 10, 6 până la 10, de fiecare dată apare conjuncția dacă. Dacă zicem, dacă trăim în lumină, dacă ne mărturisim. Cu alte cuvinte, parcă Ioan spune, tot ceea ce vă scriu nu cumva să vă înșelați singuri. Primul mod în care te poți înșela atunci când zici că nu ai păcat.
Atunci când zici că nu ai păcat, spune Ioan, versetul 8, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Atâția oameni pe pământul acesta, probabil ați întâlnit și dumneavoastră, oameni care se cred buni, oameni care n-au nevoie nici de pocăință, nici de cuvântul lui Dumnezeu, oameni care sunt bine pe calea lor, oameni care n-au nevoie de iertare, oameni care nu se văd păcătoși până la urmă. Deși Psalmul 116 cu 11 spune că orice om este înșelător, deși Ieremia 17 cu 9 spune că inima omului este nespus de înșelătoare, sunt atâția oameni care zic că sunt bine. Sunt bine cu Dumnezeu. M-am gândit, sunt din ce în ce mai puțin acei oameni, ca și Apostolul Pavel, care zic Iisus Hristos a venit pe pământul nostru ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, zice el, cel din tâi sunt eu. Cum adică, Pavel, tu fruntașul iudeilor, tu înaintat în religiozitate ca mulți din Israel, tu cu poziție și influență, tu ești cel din tâi dintre păcătoși. Mi-am dat seama că dacă nu ne vedem păcătoși, nu ne vedem cu adevărat nevoia de un mântuitor. Altfel, de ce a venit? De ce a mai venit Domnul Iisus Hristos pe pământul nostru? De ce a mai mers la cruce dacă noi suntem oameni buni? V-am spus că am stat de vorbă, am mai spus asta, am stat de vorbă cu o bătrânică. Și printre altele mi-a spus că ea n-a mințit niciodată în viața ei. De fapt, s-a mințit pe ea însăși, pentru că asta ne spune Biblia și mai grav zice versetul 10 că femeia aceasta l-a făcut mincinos pe Dumnezeu. Dacă zicem că n-avem păcat, spune versetul 10, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune în Roman, capitolul 3, versetul 23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Versetul 10, tot din Roman 3, nu este niciun om drept, niciun om neprihănit, niciunul măcar, toți s-au abătut, versetul 12, și au ajuns niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Nici eu, nici dumneavoastră, nici bătrânica cu care a trebuit să stau de vorbă. Și Ioan spune, nu vă înșelați singuri. Nu vă înșelați, găsim îndemnul ăsta și în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9, când spune lămurit lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu. Ne gândim la împărăția lui Dumnezeu, ne gândim că vom merge în ceruri, vom fi cu Dumnezeu, dar zice Pavel acolo, nu vă înșelați în privința aceasta, zice el, nu vor ajunge acolo oamenii nedrepți. Și dă chiar o listă și spune Pavel că nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici cei bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, zice Pavel, în privința aceasta. Pentru că există acest pericol să ne înșelăm singuri. Sunt bine. Cum ești? Bine. M-a întrebat miercuri fratele Nelu, cum ești? Mi-a și fost frică să răspund. Cum sunt? Bine? Va trebui pe pământul acesta să ne recunoaștem starea, să recunoaștem cum suntem, să dăm la o parte poziția noastră, realizările noastre, cine suntem noi. Suntem cineva, poate spune cineva. Mă gândeam la Galateni, capitolul 6, versetul 3, spune, dacă vreunul crede că este cineva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Te poți înșela singur atunci când zici că nu ai păcat. 2. Te poți înșela singur, zice Ioan, atunci când zici că ai părtășie cu Dumnezeu și de fapt tu trăiești în întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Ioan spune că Dumnezeu e lumină, în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El,
Înseamnă că trăim în lumină, după cum El însuși spune, versetul 7, este lumină. Ioan, eu cred, era foarte conștient de lucrul acesta. Ioan este cel care a relatat, este cel care a scris cuvintele Mântuitorului în Evanghelia sa. Dacă o să vă uitați în Ioan, capitolul 8, versetul 12, este scris, sunt scrise acolo cuvintele Domnului Iisus Hristos. Zice el, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cine îl urmează pe Domnul Iisus Hristos nu are cum să trăiască în întuneric. Cine mă urmează pe mine, zice, nu va umbla în întuneric. Data trecută s-a amintit, nu voi zăbovi foarte mult, data trecută s-au citit câteva versete care ne-au încurajat și care ne-au arătat că Dumnezeul nostru este lumină, așa cum spune cuvântul, și că noi trebuie să umblăm în lumină, spune asta Efeseni, capitolul 5, versetul 8, odinioară erați întuneric. Nu doar că trăiați în întuneric, dar erați întuneric. Dar acum, zice Pavel, voi sunteți lumini în Domnul, umblați ca niște copii ai luminii. Cu alte cuvinte, va trebui să fim atenți. Dacă zicem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, noi de fapt mințim, de fapt ne înșelăm singuri. Și este un caz cutremurător, nu sunt vorbe simple, nu sunt vorbe aruncate în vânt. Este un caz cutremurător în Matei, capitolul 7, versetul 21. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Spuneți-mi, cum au fost oamenii aceștia, amintiți în text? Oameni care s-au înșelat. Oameni care au zis, avem părtășie, dar de fapt ei lucrau fără de legea, zice Biblia. Le zice Domnul Iisus Hristos, nu v-am cunoscut. Adică, voi n-ați avut părtășie cu mine, pentru că atunci când ai părtășie cu El, nu umbli în întuneric. Galateni 6:7 spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie baciocorit. Nu vă înșelați. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Nu vă înșelați. Pentru că există pericolul acesta, să zici, avem părtășie cu El și totuși să umbli în întuneric. 3. Ultimul lucru pe care îl amintesc. Ne mai putem înșela singuri atunci când suntem doar ascultători ai cuvântului, nu și împlinitori. Adică zice Iacov 1:22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Adică există pericolul acesta să asculți, să nu împlinești și atunci tu te înșeli singur, zice Iacov. Prea mulți prin biserică sunt prea iubiți ascultători. Adică oameni care ascultă, doar atât. Spectatorii ascultă dacă li se pare atractiv, dacă nu avem acum ce să facem, scoatem telefonul. Am fost într-o adunare, nu de mult, într-o adunare mică, la două scaune de mine, fratele, probabil n-a fost încântat de predică, nu știu, pe telefon, se uita la poze. Nu știu dacă era Facebook, dar se uita la poze. Avem WhatsApp acum. Există pericolul acesta doar să ascultăm, nu să și împlinim. A
câta predică? A predica numărul 3540. Câte ai împlinit din ele? Ascultăm o mulțime de predici, este extraordinar. De fiecare dată, în fiecare zi fac asta. Nu există zi să nu ascult cât se poate predici. Dar zice, dacă doar ascultați și nu împliniți, spune Iacov, încearcă să explice Iacov lucrurile. Dacă o să vă uitați versetul 23, Iacov 1:23, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată. Vă sună cunoscut? Pleacă și uită îndată. Adică, de atâtea ori uităm și textul, și ce s-a spus, și cântări, uită îndată. Zice Iacov, nu doar că trebuie să ascultați, voi trebuie să și trăiți, voi trebuie să și împliniți, dar dacă o să vă uitați mai jos în capitol, zice, nu doar trebuie să vorbiți, voi trebuie să trăiți lucrurile pe care le vorbiți. Pentru că spune la un moment dat, versetul 26, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima. Religiunea unui astfel de om este zadarnică, adică egal cu zero. Dumnezeu să privească cu milă spre noi, pentru că în vremurile acestea ne putem înșela singuri. Ne putem înșela singuri când spunem, n-avem păcat, suntem bine. Eu n-am mințit niciodată. Ești convins în seara aceasta că ai păcat și că ai nevoie de iertare? Există pericolul să spunem, avem părtășie cu El. Și totuși să facem, să avem în viață acele fapte ale întunericului, cum spune Scriptura. Va trebui să venim la lumină și va trebui să ne mărturisim păcatele acelea. Am citit în text că dacă ne mărturisim, El este credincios și drept ca să ne ierte. Să curețe orice păcat, să ne ierte de fiecare nelegiuire. Și există pericolul acesta să ne înșelăm singuri atunci când doar ascultăm și nu împlinim cuvântul. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin. Amin.